Digitalizarea, asta e salvarea pentru toate domeniile în această perioadă de criză. Tot tehnologia poate salva și sistemul medical din România. Ordonanța de urgență dată săptămâna trecută a permis folosirea telemedicinei și în România. La Cluj însă, medici împreună cu IT-știi testează de aproape un an aplicația de telemedicină Cluj Medic App, iar acum au pus-o în sfârșit în funcțiune. Raisa știe cum funcționează. Raisa! Bună Ioana, bună Felix, e cât se poate de simplu. Odată ce îți descarci aplicația, ți se cere să introduci date despre istoricul tău medical, pentru că astfel medicii vor putea să stabilească mult mai repede un diagnostic. Practic, sunt gratuite aceste consultații, iar cel mai important lucru, nu trebuie să fii din Cluj ca să ceri ajutorul medicilor. La apelurile video îți răspund medicii rezidenți care sunt la dispoziție ta în fiecare zi de luni până vineri între orele 8 și 20. Aplicația Cluj Medic App poate fi descărcată în acest moment de pe Android, dar în scurt timp va fi disponibilă și în sistemul de operare iOS. Aceasta a fost creată de Cluj IT Cluster pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj, dar IT-știi promit că în viitor vor să implementeze această platformă în toate spitalele din țară. Hai să-ți arăt cum funcționează. Alo! Alo, bună ziua! Bună ziua, mă scuzați. Aș avea nevoie de ajutor, dacă e posibil. Spune. Mi-a ieșit o iritație așa în zona mânii și e așa, mă mâncă foarte mult, chiar nu pot să mă abțin. Dacă m-ar putea ajuta cu ce să mă ung sau ce să iau ca să-mi dispară această iritație, mâncărime. Ați purta recent un ceas sau o brățară în zona aceea? Păi nu, știu, parcă nu, dar cred că am folosit ceva soluție de curat pe casă și posibil de la asta să fie? E posibil. Nu, puteți să folosiți de asemenea ceva medicamente antihistaminice, ranitidină, vă ajută un pic. Exact, e pe bază de alergie. Un avantaj major al platformei pentru medici este că pe lângă faptul că văd video pacientul, pot lua decizii medicale bazate pe informațiile sau datele medicale pe care însuși pacientul le încarcă în această platformă. Astfel, medicul poate selecta pacienții pe care trebuie să-i consulte în ambulatoriu, adică pe cei care trebuie să-i vadă față în față, reducând astfel riscurile de transport pentru pacient. Absolut orice persoană poate să o descarce, după care sistemul devine activ și printr-un simplu apăsare de buton poți să intri în contact cu medicul pentru asistență. Acum conectăm și medicii de familie. Sunt în vizor 600 de medici de familie care vor fi conectați. Da, felicitări pentru Cluj. Am văzut-o pe Raisa și mi-am adus aminte de o altă poveste făcută de ea, tot de acolo din Cluj, cum fac clujenii genuflexiuni ca să primească gratuit acele bilete de transport în comun. Pe de altă parte, digitalizare este un cuvânt SF în România, poate să treacă încă vreo 100 de ani. Eu rețin imaginea cu Raisa, să știi, care a ajuns virală. Emil Boc, practic, a apărat peste tot și-a clădit, ca să spun așa, succesul acelei aplicații pe umerii Raisei, să știi, și pe genuflexiunile ei. Este viitorul, așa este. Sunt foarte supărat că asta ar trebui să vină de la Ministerul de Sănătății din România. Asta înseamnă că România reală împinge țara înainte, România statului degeaba stă și așteaptă liniștită ca ceilalți să-și facă treaba, deși nu este a lor. Acesta este viitorul, cu tot istoricul de sănătate într-o aplicație. Viitorul mult prea îndepărtat pentru România. Poate nepoții noștri vor ajunge aici, dar din păcate vorbim România, birocrația și dosarul cu sate fără doctori. În același timp, simultan, noi lansăm aceste aplicații în care ne cuplăm la trenul viitorului, însă cel mai trist este că nu este un efort organizat al administrației. Trenul, nu. Eu cred că putem sări de fiecare dată în el. Iată dovada, în 1989 eram cea mai amărâtă dintre țările Europei de Est. Între timp, lucrurile nu mai sunt deloc așa. Am progresat. Iată ce înseamnă deciziile greșite, să nu ne aducem aminte ce însemna Iugoslavia pentru noi și ce este ea astăzi.
lucrurile se pot recupera, însă cu eforturi susținute, cu strategie și cu, și cu inteligența asta, să spunem, nativă a lucrurilor din România, pusă la treabă, cu muncă, cu disciplină. Bun. Uite, la Bolojan, la Oradea, ne arată că se poate. Deci să nu credem că se poate în toată România. Bun, și indignarea, revolta cea mai mare este că, așa cum spuneai, avem nevoie de medici și IT-ști care să pună la punct o astfel de aplicație, nu Ministerul Sănătății, avem nevoie de puști, copii inteligenți care să facă tot felul de aplicații și care să ajute în sistem. Și cu școala, cu tot sistemul ăsta și cu școala online și nu Ministerul Educației. Oamenii trebuie integrați în sistem și trebuie să gândească la scală, că aici vine o altă parte foarte importantă în istoricul dezvoltatorilor de aplicații, dar asta e altă poveste. Să spunem totuși că la Cluj astăzi au fost și critici, Asociația Pro Infrastructura a vorbit despre felul în care primăria Clujului încetinește foarte mult procesul de adoptare a studiului de fezabilitate pentru metrou. Metroul din Cluj, lucrare de 1 miliard de euro, care riscă să nu primească la timp banii europeni, astfel încât, din cauza birocrației la Cluj, da, la Cluj, lucrurile să fie în pericol. Vedem ce se întâmplă asta în curând de la Raisa Humeniuc. Avem un material în pregătire.